Da? Să lăsăm la o parte amărăciunea și vă propun să trăim bucuria acestui moment. Comuna Vârful Câmpului este o localitate binecuvântată de Dumnezeu. Din punct de vedere geografic, la sud avem Mamaia, vorba de sine, plajele sale, la nord Sinaia, pădurea și cu tot ce știți dumneavoastră că reprezintă pădurea pentru o localitate. Stăm pe acel vulgăre de aur, ne lăudăm cu talentul gospodinilor noastre, cu hărnicia gospodarilor noștri, știm să muncim, știm să ne distrăm, dar am mai moștenit și sărăcia, trebuie să recunoaștem, de care scăpăm mai greu. Mulți vineri, familii întregi, pleacă în străinătate și când vin, se și vede. Mai apare cu o casă cu etaj. Toate acestea le știm. Le-am mai prezentat pe larg, la primarul favorit. Tot atunci am reușit să prezentăm și personalitățile comunei noastre, pe care acum, din lipsă de timp, nu le mai enumăr. Dacă la proiectele noastre nu suntem ajutați, cum am spus, apă, canalizare, drumuri, gaze, să știți că lunar noi desfășurăm cel puțin o activitate culturală, iar numărul vizitatorilor este în creștere, din curiozitatea de a cunoaște modestele noastre, obiective turistice care v-au fost prezentate, cele 13 obiective turistice, la care aș mai adăuga Moșia Cai de Vis, un obiectiv turistic în plină creștere. Cele 6 evenimente prezentate de colega mea vor căpăta amploare și vor fi prezentate pe parcurs. Nu dorim să fie doar simple evenimente de o zi, ci la fiecare din ele, cu excepția poate a primului eveniment, vom avea prilejul să refacem, să reedităm monografia comunei, monografia școlilor, monografia bisericilor, să realizăm un album cu foștii primari, o inițiativă mai rară și foarte grea de realizat, dar nu imposibilă. La fel, când vom sărbători cei 620 de ani de la atestarea documentară a comunei, la fel ne-am propus să desfășurăm activități de amploare la care să invităm fiii satului. Realizăm de ani buni aceste evenimente și am reușit să transmitem generațiilor tinere valorile și cultura neamului nostru românesc sub diferite forme. Dorim să ne implicăm mai mult în viața comunității locale și să aducem un suflu nou. În modalitatea de transmitere a turismului local, am decis să accesăm aceste fonduri europene. Toate evenimentele cuprinse în cadrul proiectului sunt de o însemnătate deosebită pentru comuna noastră, de aceea avem siguranța că ele vor rezista peste ani și vom vedea cum capătă amploare. Suntem încrezători că moștenirea noastră culturală este meritul strămoșilor noștri, dar și al nostru, al celor care trebuie să o predăm generațiilor viitoare, nealterat, și astfel identitatea noastră să ne dea încrederea și bucuria că suntem români. Apreciez că primăria Vârful Câmpului are capacitate operațională de a asigura implementarea proiectului și va depune un efort sporit în vederea gestionării optime a proiectului printr-un management adecvat. Vă mulțumesc din suflet că ați răspuns invitației. Așteptăm în continuare, acum și pe parcurs, sugestii din partea dumneavoastră. Consider că este doar începutul, inclusiv cu mass media.
Sperăm într-o colaborare fructuoasă pe parcurs cu consilierii locali, cu Consiliul Județean, cu reprezentanții prefecturii și vrem ca tot împreună să culege roadele muncii noastre.